Bărbatul trăia din ajutorul social și nu avea o locuință, așa că proprietarul unei mor părăsite l-a lăsat să doarmă într-o anexă aflată în curtea clădirii respective ca să nu rămână sub cerul liber. Astăzi bărbatul a dormit cu țigara aprinsă în mână și canapeaua pe care dormea a luat foc și a ars mocnit, degajând o cantitate mare de fum. Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili cauza exactă a morții.